Era Roli, omul meciului în această seară, cu multe intervenții, o remiză albă pentru voi în Giulești. Cum este acest rezultat? Bună seara! Din punctul meu de vedere, chiar dacă Rapidul a avut foarte multe ocazii, este vicerea rezultat. Am fost în spatele monitorului când s-a verificat golul. Din punctul meu de vedere, este gol valabil 100%. Cred că dacă puneam doi portari în poartă, n-avea nicio șansă și nu doar din acest punct de vedere. Șafranco s-a demarcat, dar în momentul pendulării cred că a avut vizibilitate foarte clară și dacă n-a avut vizibilitate, n-a avut din cauza lui Cristi, dacă nu mă înșel, el era acolo. Ce v-a explicat Sebastian Colțescu? Pentru că am văzut că ați discutat, ați vorbit destul de mult acolo. Da, Sebine a explicat că n-a văzut portarul niciun moment mingea. Eu nu așa am văzut din spatele monitorului. Ne pare rău, chiar dacă, cum am mai spus-o, Rapidul a avut foarte multe ocazii, ne-a dominat din păcate. N-am făcut un meci foarte bun, dar din punctul meu de vedere este vicer rezultat. Trebuia să plecăm cu cele 3 puncte, pentru că nu mereu câștigă echipa care are foarte multe ocazii. Așa e fotbalul, câteodată ocazii se răzbună și echipa adversă reușește să câștige. Asta trebuia să se întâmple în această seară. E păcat că începe campionatul cu, să zicem, un scandal totuși. Un meci între două echipe frumoase, echipe cu suporteri, echipe și uite ce se întâmplă. Discutăm numai de acest aspect. Da, două echipe bune ale campionatului. Rapid a demonstrat în această seară cu aportul publicului, este o echipă mare. I-a împins de la spate pe toată durata partidei, dar din păcate asta e la noi, suntem deja obișnuiți, dar și mai rău este că începem din prima etapă deja discuțiile, care nu ar trebui să mai existe la faze atât de clare. Așa cred eu. Acum sper să nu mă înșel în studio, cei din studio sper să nu mă contrazică, dar cred că totuși eu am dreptate. Dar tu ca portar, cum explici? Adică portarul poate să nu vadă o minge? Ai fost și tu pus, bănuiesc, în situații de genul ăsta. Au fost situații în care s-a dat gol, situații în care s-a anulat gol pentru un jucător aflat pe direcția mingii, nu știu. Da, sunt foarte multe situații ca portar, mai ales când sunt jucători mulți în careu. Se întâmplă de foarte multe ori ca portarul să nu vadă mingea dacă nu are un plasament bun. Dar eram curios dacă era invers acest gol și reușea să marcheze Rapidul, reușea să deschidă scorul. Eram foarte curios dacă acest gol era anulat. Din păcate nu putem dovedi acest lucru și nu ne rămâne decât să muncim în continuare și să ne realizăm obiectivele din acest sezon. Roli, plecați cu un punct de aici din Giulești. Rămâneți și fără Păun și Ștefănescu, rămân aici. Tu ce ai auzit? Nu am auzit nimic. Perioada este deschisă. Este o perioadă foarte lungă, dar nu cred că vor rămâne aici. Păuna tocmai aici a semnat prelungirea contractului până în 2027. De Ștefănescu nu știu nimic, dar nu cred că vor pleca. Cred că până la urmă și Ștefănescu va ajunge la o înțelegere cu clubul nostru. Are nevoie de meciuri în picioare și noi avem nevoie de el să ne ajute în realizarea obiectivelor. Mulțumim! Mulțumim.